Salutare dragi și bine ați venit la un nou video pe canal, la mulți ani pe 2023. Este primul clip pe 2023 și da, o să ziceți bă, că mi-ai mi făcut de mult clipuri, așteptam clipuri de la tine. Ei bine, au fost răbătorile, înțelegeți și voi, am petrecut cu familia, chiar dacă am avut foarte, foarte puțin timp liber. Dar, astăzi vin cu forțe noi, cel puțin anul acesta vin cu forțe noi, o să mai deschid încă un canal uh, pentru pentru Linux, pentru networking și multe altele, așa că rămâneți aproape. Și astăzi vreau să vorbim despre o distribuție care vine gen ca și un server pentru noi, care ne ajută, dar în același timp ne oferă și mult mai multe decât poate Linux-ul, să zic așa, între ghilimele. De ce spun asta? Pentru că, de exemplu, dacă noi am dori să instalăm un anumit program pe o anumită distribuție, e bine am avea anumite probleme. E bine acest această distribuție vine la pachet cu totul. Probabil ați văzut deja în titlu, așa că hai să mă asam și să-i dăm drumul. <fie> în caz că nu știi, pe Discord s-au câștigat anul acesta 3 SSD-uri de Crăciun. Da, pur și simplu, aleatoriu, pur și simplu din cauza că au fost activi acei membri. Așa că tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe Discord, să fii activ și, bineînțeles, poate poți câștiga și tu în momentul când nu o să mai fie o chestie de genul. Bun, este vorba despre Ubuntu Studio. Da, știu că am, am pe aici niște cabluri, credeți-mă că este un total dezastru la mine în casă, pentru că, după cum o să bați în bookmarkuri, deja am făcut câteva research-uri și trebuie să cumpărăm anumite racuri. În fine, este vorba despre Ubuntu Studio care uh, vine la pachet cu grafică, deci dacă dorim să facem vectors, 3D model, uh, raters, da, avem toate chestiile instalate în el. Avem pentru audio, în caz că nu știu, suntem DJ și dorim să folosim Linux-ul, ei bine, putem să folosim, avem aici uh, uh, recorder mix și master. Avem pentru video animate, uh, animație compoziție și editare, deci de la home movies, de la filme, da, care sunt HD, Ubuntu Studio suportă până la randarea finală a acelui clip. 3D modeling, animație, compoziție și efecte speciale, da. Pe urmă vine fotografia, procesare, editare și organizare. Practic este mai mult pentru creatorii de conținut această distribuție și nu numai pentru că vine cu foarte, foarte multe chestii. Așa că hai să, să instalăm și să vedem cum este. În momentul de față mie mi se descarcă jos, dar da, hai să l instalăm să vedem cum este și cum este instalarea, nu? Bun, și avem noi aici un virtual box, o să dau o mașină nouă, o să scriu Ubuntu, pentru că nu are rost să schimb altceva, Ubuntu pe 64 de bits, dăm next, o să ia aloc undeva la 8 GB de la mine, eu zic că este îndeajuns, cu 4 coreuri. Pe o, o să-i dau un 55 de giga ca și spațiu și dăm finish și bineînțeles dăm start ca să vedem să eu asta aici selectăm imaginea dăm pe full screen switch închidem chestiile astea și avem aici try or install Ubuntu Studio la fel ca și până la Ubuntu nu este nimic diferit ei bine în schimb îmi place foarte mult albastru ăsta, nu știu, e un albastru super din punctul meu de vedere uh, și nu te spagi la ochi, cum este, de exemplu, la Windows 11 dacă ați văzut. Ubuntu Studio se bazează pe Plasma KDE uh, pe X11, nu vine cu wayland ul deci da, îmi place, îmi place, îmi place, îmi place. Uh, primul, prima reacție, să zic așa, îmi place background -ul. Deci, vă spun sincer, îmi place enorm de mult. Așa că o să dau repede de tot să mărim monitorul. Apply. Keep. Și, iată, în splendoarea lui. Live, da? Haideți să vedem repede tot ce avem și ce o să instalăm, da? Neofeci, sudo apt install, neofeci, bineînțeles nu este, tipic Ubuntu. Bun! Și după câteva încercări am reușit să instalez NeoFetch. Deci este cu Ubuntu, practic la bază, da? Adică KDE. Avem un kernel 5.19.0, low latency. Deci nu cred că o să avem decât pe la jumătatea anului, cred că o să avem un 6.0. Așa, vine cu 10 snapuri și 2956 de pachete. 10 snapuri nu sunt multe, sincer să, să vă spun, se pot dezinstala. Are Plasma 525 și, bineînțeles, cam, cam atâta, nu? Bun, haideți să îl instalăm, cred că este același installer, da, același installer. O să aleg British, next, 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 erase disk selectăm discul nostru, next, punem Alex, uh, punem, nu știu, dau un exemplu, uh, 1990, 1990, uh, login automat, next, install, install now. Bun, haideți uh, să așteptăm să se instaleze și revenim. Bun, s-a instalat, haideți să-i dăm și repede tot și un restart. Din ce am observat la VirtualBox trebuie să dai repede tot F12 uh, și să butăm bineînțeles de pe hard disk. Da? Și eu, chiar dacă eu am dat cu autologin, se pare că mă pune să bag parola. Nu știm de ce. Trecem mai departe. Bun. Și este prima pornire. Îmi place exact cum am spus. Îmi place de ul uh, un desktopul, wallpaper-ul. Haideți să vedem ce mai are. Se pare că mai are și acesta fără acea căprioară, ceea ce este ok. Și cam atâta. Și dynamic. chiar să vedem dynamic. Cum este? Se pare că nu ne arată nimic la dinamic Și cam atât. Bineînțeles, este un plasma. Nu, nu fac foarte multe griji. Haideți să-i dăm totuși și un update. Poate avem un update de kernel. Ok, i-am dat un restart să vedem cum cine instalează, cum ne instalează și etc. Din nou ne punem să băgăm parola, o să o băgăm, o să o introducem. Vă place jocul de cuvinte, nu? Și iată în splendoarea lui. Haideți să vedem repede tot ce. Um, ce că ne-l avem. <coughs> Mi-aș fi dorit să... În momentul în care eu am instalat pe live NeoFetch, mi-aș fi dorit să-l instaleze și pe el. Adică să vină cu default, cu Ubuntu. Nu știu, părerea mea. Bun, și cum am spus mai devreme, avem un Ubuntu, avem 5.19.0 pe low latency, exact cum am spus. Nu cred că o vom vedea decât pe la jumătatea anului un 6.0. Rocky. Consumăm doar 707 MB de RAM, ceea ce este ok. Suntem într-o mașină virtuală, să nu uităm. Avem un Bash 522 și, din nou, cum am spus mai devreme, 10 snap cu 2951 de pachete. Haideți să vedem ce are ca și pachete. Așa că o să intrăm în meniu. Din primul și în primul rând văd additional drivers, ceea ce este foarte, foarte bun, pentru că la cubuntu nu vine cu additional drivers. Deci da, este super super ok. Bun. Mergem la audio production. Avem aici foarte, foarte multe cine este în domeniu, cred că se pricepe cu aceste programe. Eu știu doar Audacity de aici. În rest nu știu nimic. Și după cum se vede, cred că este cea mai populară zonă de audio, da? La graphic design Uh, mă refer la grafic design, adică poze, modele 3D, etc. Vedem un Blender 3D, vedem Photo Management Program, vedem uh, GNU, uh, Inkscape, uh, Kit, Krita, ceea ce este mult mai bun ca GNU, da? din punctul meu de vedere. Uh, și cam atât. La Video Production avem 3D modeling, adică Blender, avem DVD Creator, Um, Cade în live OBS-ul OBS-ul n-ar intra la video production Dar mm, hai să zicem uh, Mi-aș fi dorit să fie aici și un DaVinci Resolve Pentru că este gratuit și de ce nu Dar na La development avem KT Nu avem cine și ce Adică pe partea de coding uh, La internet avem Firefox ca default Media Player Avem VLC instalat Avem Elisa uh, AV Player da, Office, nu știu ce au băgat Office, adică la Office mm, mm. așa la Science and Math nu avem mai nimic System Settings mă rog, Settings avem Drivers avem FCI, Takes Configuration cred că este, ține de clape, habar n-am, nu mă pricep, la System avem Color Profile View asta este ție de sistem este ok și la Utilități avem chestiile Default. Note. Păi, în primul rând, i-aș da pe design, din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă distribuție de până acum pe care eu am văzut-o, în afară de DEPIN, care depinde cât de cât este un pic depășit în momentul de față, i-aș da un 8. Ca funcționalitate, tot 8. Ar mai fi programe care pot fi puse aici, Uh, cum ar fi, cum am spus și mai devreme, DaVinci Resolve, ceea ce este mult peste Caden Life. Uh, deci, ca funcționalitate, 8, Ca sistem de operare daily, i-aș da un 4. De ce? Am făcut mai devreme update-ul. Credeți-mă că se mișcă încet, se vede că încă este Ubuntu, foarte multă lume mi-a zis și pe Discord, băi, uite, eu folosesc Ubuntu și după o anumită perioadă începe să meargă lent. Da, pentru că este Ubuntu. Încercați alte distribuții. Părerea mea, popoez. Dacă nu aveți doar boot, dacă aveți doar boot, Zorin OS sau Linux Mint. Deci, o medie totală, 8, 8 16 cu 20, împărțit la 3, vine undeva la 7. 6,5, cam pe acolo, da? 6.8, 6.5 așa că, da, media mea este de 6.5 pentru că nu încă este Ubuntu, încă încă mai trebuie lucrat pe partea de, de daily basic dar, țin cu care foarte multe programe instalate și ești nou în lumea asta, da, poți să te duci pe el, ești mai vechi în lumea Linux-ului și știi cu ce se mănâncă? du-te pe alte distribuții asta este părerea mea mea Uh, în curând o să urmeze un clip major legat de networking uri pe care l-am în casă, așa că rămâneți alături de mine. Nu uitați că mai fac încă un canal, uh, așa că cine de pe Discord știu, intrați pe Discord. Cum am spus și la începutul clipului, au fost premii anul acesta de uh, ceva bănuți, adică 3 SSD-uri de, de 500 de giga, eu zic că este ok. Și până data viitoare, eu sunt Alex, să ne zic cu mine. Papa -pa.